discuție și despre cartea pe care am avut bucuria să o scriu înăuntrul ei, pentru că nu este o carte dedicată mediului academic, nu este un curs universitar, nu este o carte cu note de subsol și cu referință. Pur și simplu, este o carte scrisă din înăuntrul meu, acolo unde nici eu nu pot pătrunde suficient de adânc încât să mă cunosc și să mă povestesc pe mine, cel care citesc Aristotel, sau pe dumneavoastră, cărora încerc să vă vorbesc despre un autor, în măsura în care ne este tuturor comun. Această carte, în definitiv, s-a născut pentru mine într-un telefon pe care domnul profesor mi l-a trimis spunându-mi câte ceva despre colecția înrăuririi pe care dorește să o prezinte publicului nostru și în care am resimțit o corespondență cu mine însumi atât de intimă, o dorință atât de profundă de a scrie această carte, încât mi-am îngăduit o minciună. N-am vrut să-i spun domnului profesor atunci despre ce vreau să scriu. L-am mințit repede spunându-i plotin, pentru că vroiam să-i ascund însuși tatălui acestei idei ceea ce se năștea extrem de intim în mine, adică gândul de a vorbi despre Aristotel. De ce era atât de intim? Pentru că vă vorbea dumneavoastră, adică vorbea în numele experienței comune în care ne împărtășim intimitățile. Și am înțeles că pot scrie o carte despre Aristotel vorbind în primul și în primul rând despre aceste experiențe comune, adică despre acele experiențe înăuntrul cărora trăim și înăuntrul cărora, gândindu-ne cu mintea noastră, s-ar putea să regăsim un filozof grec. Ori aceste experiențe țin de următorul termen comun. Trăim într-o lume a cantității, într-o lume în care există un concept generalizat de marfă, căruia îi supunem întreaga noastră existență. Astăzi discutăm dacă să ne vindem mintea, dacă să ne vindem corpul sau dacă să ne vindem votul. Ori, această generalizare a conceptului de marfă ține de un univers al cantității. Acestui univers al cantității îl am opus pe Aristotel. Acestui univers al cantității am încercat să-i opun ceea ce am găsit ca fiind înrăuritor și de bună calitate, puternic, întemeietor pentru subiectivitatea noastră liberă în gândirea lui Aristotel. Așa s-a născut această carte, pe care am scris-o dintr-o suflare și am ținut-o pe martie când am trimis-o dumneavoastră, domnule profesor, gândindu-i înrăuririle. Am făcut acest lucru pentru că, în acel univers al ierarhiilor născut din filozofia lui Aristotel, la care jinduim și numele căruia nu ne vom vinde niciodată votul despre care vorbeam mai înainte, acel univers conține înrăuriri. E cuvântul central al cărții pe care o întâlniți aici, 7 idei înrăuritoare a lui Aristotel. Nu doar pentru că aș fi găsit în Noica, într-o frumoasă frază despre categoriile lui Aristotel, acest cuvânt, ci pentru că pentru mine acest cuvânt povestește istoria, chiar neoplatoniciană și medievală, a lui Aristotel, trecând prin toată această istorie. Înrăurirea este modul în care Aristotel a gândit istoria însăși, precum și conceptele filozofiei sale. De aceea veți găsi în această carte un capitol despre suflet, un capitol despre cetate, veți găsi un capitol despre natura cerului, un capitol despre natura tuturor realităților și un capitol despre modul în care noi înșine ne regăsim în toate aceste idei înrăuritoare. Ce este însă înrăurirea? Ca să vă descresesc funcțiile, ca să câștig acel mărunt de tot gram de simpatie pe care ne putem întemeia întâlnirea, am să evoc un fragment frumos din Heraclit. Se spune că Homer, despre care vorbeam, a întâlnit niște copii și i-a întrebat ce faceți, pentru că vedeau că își căutau unii altora păduchii. Iar copiii i-au răspuns, ceea ce apucăm și prindem, aruncăm și lăsăm în urma noastră. Dar ceea ce nu apucăm și ceea ce nu prindem, vom duce întotdeauna cu noi. Aceasta este înrăurirea. Așa s-a născut această carte, în jurul unui fragment al lui Heraclit, asupra căruia, cred, deși Aristotel nu-l menționează niciodată, Aristotel a meditat însuși. A meditat pentru că i-a adăugat o nouă conotație. Iar conotația aceasta este briza care bate prin cartea pe care vă ofer. E vorba de faptul că el a gândit înrăurirea, adică ceea ce purtăm cu noi fără să știm și fără să putem elimina,
a gândit-o ca pe cauzalitatea însăși a istoriei noastre, a vieții noastre, a sufletului nostru, a modului în care ființăm în această lume. De aceea, toate aceste idei despre care pot să vă vorbesc în sens serial în această carte, sufletul, cetatea, universul, cerul, ființa însăși, au fost gândite ca în râuri. Cât de important este acest lucru? Dintr-un singur punct de vedere. Pentru că Aristotel este primul care în istoria culturii a spus, când o idee ne înrăurește, adică nu putem scăpa de ea sub nicio formă, ne însoțește permanent, atunci ea nu poartă niciodată calitățile pe care le întemeiază. Gânditor pe cum Plotin va spune un lucru foarte simplu, un lucru la îndemâna noastră care va explica această idee. Ca să înțelegem că zeii sunt cauza virtuții, nu trebuie să spunem niciodată că zeii sunt virtuoși. Ori această idee de cauzalitate a fost marea miză a acestei cărți pe care am încercat să vă comunic. Ea este înrăurirea. Ce este acel ceva despre care putem vorbi tot timpul pentru că ne alimentează discursul, dar nu-l putem niciodată epuiza? Și aici e ultimul salt. Este saltul pe care l-a făcut Aristotel spunând că toate ideile înrăuritoare și doar ele sunt obiectul filozofiei. De aceea putem să ne temem că vânzându-ne votul sau vânzându-ne corpul sau vânzându-ne mintea, putem pierde această lume, dar înrăurirea niciodată, pentru că filozofia nu se va încheia niciodată fiind deschisă spre asemenea idei. Vă mulțumesc! Ați văzut că de fanatici poate să fie filozof.